Dinu Bunu de la Bârlad a câștigat cea de-a treia ediție a crosului veteranilor Old Boys, care s-a desfășurat sâmbătă pe principalele artere ale municipiului Piatra Neamț. Sportivul de 44 de ani s-a impus atât la general cât și la categoria lui de vârstă, 35-45 de ani. Destul de dificil având în vedere condițiile. Nu suntem obișnuiți cu astfel, dar în fine, finalul contează. Traseu greu? Traseu bun, bun. Bun, pentru început foarte bine, foarte bine. De cât timp participați la astfel de crosuri? De un an de zile. În august am făcut un an de zile. Asta al câtelea? Am participat anul trecut, anul ăsta am avut prima participare. Un cross oficial, la un cross la Bârlad, două crossuri de fapt au fost. Și am mai vrut la București, la Balcania, da, veteranilor. La ediția din acest an au fost prezenți peste 50 de competitori care s-au întrecut la mai multe categorii de vârstă, atât la fete cât și la băieți. Cel mai vârstnic concurent a fost Petru Traian de la Constanța, care, la 90 de ani și 9 luni, știe care este secretul longevității. Viață ordonată, alimentație, legume și fructe, nu acum, de copil m-a crescut mama. Și ca să vă fac o completare, părinții noștri n-aveau, domnule, atâtea studii, 3 clase primare, 4. Dar iată ce educație mi-a făcut în problema alimentației, da? Da? Nu abuz de carne, nu abuz de băutură, nu de fuma nici atâta și viață ordonată, da? Crosul de la Piatra Neamț a fost lipsit de incidente, toți participanții ajungând cu bine la final. Un traseu frumos și cu urcușuri și cu coborâșuri, se poate și mai... dar pentru categoriile de olds e bun, e foarte bun. Dumneavoastră cum vă numiți? Scânteii Vasile. De unde sunteți? Din Rosnov. Piata, dar stau în Rosnov. Ce vârstă aveți, domnule? 76, împliniți prin 3 octombrie. Felicitări. E primul cross la care participați sau ați mai fost? Al doilea. Ce loc ați luat la general? Acum nu știu exact, dar acum... A fost o cursă grea, o traseu? Nu, traseul e cunoscut, că am mai fost anul trecut, cunoscut traseul și eu dacă din Piatra, zis așa, crescut, cunosc bine traseul. Este un traseu frumos, care coborâri, pe mare urcare, zis așa, un traseu frumos. Festivitatea de premiere a avut loc în Parcul Central, în fața statuii lui Ștefan cel Mare. Locul întâi a primit 100 de lei, locul 2 a fost recompensat cu 75 de lei, iar locul al treilea, la fiecare categorie, a primit 50 de lei. Ne bucurăm că au venit sportivi la categoria Old Boy din județele alăturate și chiar ceva mai departe, chiar avem București, avem Hunedoara, drumuri lungi. I-am invitat și pentru anul viitor la această competiție, sperăm să o realizăm. Nu este greu de realizat, este un lucru excepțional pentru cei care iubesc sportul. Crosul veteranilor a fost organizat de Asociația Județeană de Atletism Neamț și CSC Hlăul în colaborare cu Primăria Piatra Neamț și Societatea Moldocor.